Ok și salutare tuturor, eu sunt Azlo și bine v-am regăsit aici lume la un nou episod de pe acest canal. După cum puteți vedea, suntem pe Skywars și astăzi o să facem un episod puțin mai scurt pentru că vreau doar să vă anunț ceva. Probabil ați văzut și din titlu, dacă știți, dacă sunteți de mai mult timp pe canal știți deja despre ce este vorba, dar dacă nu o să vă explic chiar acum. Deci, ideea este, oameni buni, că aproape acum un an, dacă nu mă înșel, ceva de genul, am avut o serie în care practic voi trimiteați pe serverul de Discord setup-urile voastre și ne uitam peste ele, făceam așa un mini setup review, dacă pot să spun. Asta a fost o serie destul de apreciată de pe canal și chiar mi se pare că au fost niște videoclipuri chiar șmechere. Multă lume mi-a mai cerut să mai facem, numai că faza este că n-am mai primit setup-uri, dar în același timp, bine, nici eu nu am anunțat foarte mult seria pentru că am făcusem vreo 4-5 episoade de setup-urile abonaților și am zis, bă, pentru un moment este ok, asta a fost seria și, cum să vă spun eu, oameni buni, dacă nu știți, practic, am deschis o comunitate cu Iulie care se numește Wank și vorbeam zilele astea cu el, de fapt vorbeam mai de mult, dar abia acum ne-am organizat și noi să facem asta. Am vrea să readucem seria la viață, practic am vrea să facem tot așa ceva de genul, reacționăm la setup-urile voastre, reacționăm la setup-urile abonaților, așa că dacă vreți să vă trimite setup-ul să apăreți în episoadele pe care o să le facem, sau cel puțin un episod vreau să facem, aveți link-ul de la Wank, de la comunitatea noastră în descriere și acolo este un canal unde aveți un exemplu și tot ce trebuie să știți. Ideea este cum o să facem asta, o să facem împreună cu Iulie aceste episoade, adică o să facem dual facecam, o să ne dăm amândoi cu părerea și părerea mea este că o să fie ceva destul de interesant. Așa că după cum v-am spus, dacă vreți și voi să participați, puteți să vă lăsați setup-ul pe serverul de Discord de la Wank. Da, ok, ăsta are rodul cu knockback, oameni buni, dar nu știu de ce nu îl folosește absolut deloc, are iteme mai bune decât mine. Dar am reușit să-l omorâm și ne-a luat clean up tipul ăsta care nu se lupta cu nimeni. Așa lume, ce vreau să zic, o să fie un episod în primul rând mai complicat pentru că mă bat toți și scopul meu în momentul actual este să scot un win și e și match corupt în care suntem alături de The Legit Miner, omul nostru MVP++ nicked, deci am dat de belea. Oameni buni, înainte să plec în vacanța de Crăciun, bă, am stat și am filmat, cred că... Nu pot să vă spun un număr exact, că nu știu exact când am stat să le număr, dar am filmat foarte multe episoade de PvP și încă cred mai am vreo 3 clipuri pe care urmează să le... filmez. Nu cred că are Chronobreaker și am murit tipul ăla cu tot loot în void. Deci s-au dus și temele noastre. O să încercăm să prindem cel puțin un strength titlul ăsta. N-a reușit, dar am luat un double kill. Oh, suntem în viață. Oh, să rămânem noi versus Nicu. Extraordinar. Dacă tipul ăsta minează, vă spun din start că am belit-o. Așa că ce vreau să zic este că n-am mai intrat pe jocul ăsta de ceva timp și n-am mai fost pe grind, oameni buni, nu știu cum să vă spun, așa, după ce am preregistrat așa toate clipurile pe care vreau să le preregistrez și am lucrat așa, nu știu, e un sentiment foarte ciudat, parcă nu mai așa stare să faci nimica, nu mai așa chef să faci nimica și e așa un feeling de asta empty când ți-ai terminat treaba, deci morala poveștii întotdeauna să fim pe grind, că dacă nu mai ești pe grind după aia nu știu, se simte așa ciudat și nu știu, nu mai ai ce să faci. Deci am rămas noi versus Nicu, după cum puteți vedea, joacă ca orice chiomb. Mi-am dat și... Bă, da, mi-am dat perla. Eu nu pot să joc și cu Chronobreaker și cu perla. Am trebuit să-i dau Q2, dar n-am fost inspirat. Adică n-am mai avut răbdare, că era prea mulți nici. Dar, mă rog, oameni buni, per total, 2022... da, chiar, au apărut și... Am uitat să vreau să vă spun pe la început, dar am uitat că au apărut alea mai 2022 pe Hypixel. Și o să vă pun acum pe ecran ăsta al meu. Mare șmechirie nu a fost, n-am jucat foarte mult Minecraft, pentru că mi-am ieșit din mâna mea de jucători de UHC Duel și am jucat așa un pic de Skywars să mai filmăm și noi câteva episoade. Dar... nu știu, n-a fost așa un an foarte wow pentru mine, nu s-a întâmplat mai nimic, pur și simplu nici canalul n-a fost așa, n-a avut ceva reacții excepționale, nu reacții, dar clipuri excepționale sau ceva, a fost un clip cu o tastatură care s-a descurcat extraordinar de bine. Anul viitor, oameni buni, o să fie mult mai... Mamă, zic că l-am cam rupt. Anul viitor o să fie mai decisiv, pentru că na, o să văd și eu dacă intru la facultatea la care vreau sau dacă... Intru la aia mai slabă, v-am mai povestit cum stă treaba cu asta, ok, cam la meciu. Și o să văd și ce notă ia un bac și tot acumul. Și, na, o să fie un an foarte diferit pentru mine, pentru că o să fie așa un an decisiv pentru ce drum o să iau așa în anii viitori în viață. Că vă dați seama, dacă intru la facultatea aia mai grea, o să...
stau și o să învăț. Dacă intru la aia mea ușoară, o să am la timp liber, ori mă angajez, ori pana mea, fac live-uri pe servere non-premium și trăiesc din asta, chit că nu prea se poate că nu este o industrie în care se câștigă foarte mulți bani. Da, și încă o chestie, o să vă spun de acum, o să vă dau un mic spoiler. O să deschidem un SMP tot cu comunitatea Wank. Deja am, totul e cam rezolvat, nu mai așteptăm să, na, să vină anul nou ca să deschidem așa de 1 ianuarie, să fie așa șmecher. Vrem să facem un SMP pe Wank. Am mai încercat să facem, să deschidem un Dumbrăveni, dar pur și simplu era așa, era haos total, că erau unii membri care pur și simplu băteau așa joc și am zis, bă, bine, facem de la clasic cu protecții, ca să nu-și mai fure ăștia chestiile unul altuia și, na, v-am spus, o să-l deschidem pe întâi, o să facem atunci ori un live, ori un episod în care explic cum o să stea treaba, o să fie ceva destul de interesant. Asta cred că nu pot să-l nimeresc și a avut dreptate că nu mai am săgeți, dar avem Fire Aspect 3. Ok, sunt conștient că pierdem așa toate itemele de mid, mi-au trecut fireball-urile astea. Fireball-uri. Trebuie să-mi revin. Bă, da, omul ăsta e ori în stânga, ori în dreapta. O să zic că e în stânga. Era în dreapta. Și mi-a prins double hit. Deci trebuie să fugim să ne mâncăm gheppel-ul. Sau pur și simplu ne dăm ne dăm void, era să zic. A, sau pur și simplu îi prindem așa Gigi Ten și s-a terminat toată treaba. Pur și simplu îl batem de perete sau ceva de genul. Deci merge și asta, e și asta o opțiune. Oameni buni, cam asta a fost episodul. V-am spus că nu o să fie un clip lung, pentru că pur și simplu am vrut să vă zic faza asta cu setup-urile, ca cine vrea să apară în episoade să trimită setup-ul pe Wank. V-am spus că o să aveți în descriere link-ul de la server și o să pun eu acum, după ce filmez episodul, un model din ăla să fie totul clar și vedeți acolo în stânga canalul, tot acumul, etc. Deci, lume, eu am fost Azlo, eu sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like și noi ne vom vedea data viitoare. Salut! Oameni buni, pentru finalul episodului, ca o mică paranteză, o să ne băgăm 5 lei în Genshin, să dăm un wish. Deci mergem frumos aici, uitați-le aici, 60 de cristale, 1 dolar, a venit momentul. Oficial primele mele Genesis Crystal-uri cumpărate. Deci oameni buni, de dragul episodului de Skywars, să fie într-un ceas bun. N-a fost.